Bună dimineața! Ce este interesant că peste tot în Sri Lanka fac improvizațiile astea din lemn pentru a ține prosopul. Wow, cât sunt țari! Foarte mulți, dar am avut plasă. Rup bananele, lemon, banana. Am pornit spre Matara și după Mirisa. Sperăm să găsim un bus care merge direct spre Mirisa, dacă nu, în Matara schimbăm busul. Dar putem să luăm busul care merge direct în Colombo. Care trece din oră în oră. Depinde acum cum trec busurile. Ce e bine în Sri Lanka, că poți să oprești busul unde vrei tu. Ești la stradă, îl vezi, l-ai oprit. Ce e mișto când te trezești în acest loc. Dimineața încep toate păsărele să cânte frumos. Ora 9 dimineața și este o căldură inimaginabilă. Ieri am făcut greșeală, să stăm puțin la soare și ne-am cam ars. Puțin cam mult, am stat toată ziua. Am mers prin soare, din plajă în plajă. La ce? Am prins busul la fix, doar ce am ieșit la stradă și am prins. Ne-am făcut și cu un loc. Mirisa! Vedeți bidonul ăsta de apă? A costat cât busul până aici. Cât călătoria noastră pentru două persoane din Tangali în Mirisa. Așa că gândiți-vă de două ori înainte să închiriați o mașină. Busul este cel mai ieftin și e bine să vezi chiar viața localnicilor. Să-i vezi cum se înghesuie în bus. Asta e locul. Medicules. Hello! Up. Stăm la etaj de data asta. Și cu bucătărie. Frigider. Lux. Baga, o să bag. Cine? Da. Dialogul. Da, stai la că bag după. Ne-am instalat în camera de 13 euro pentru două nopți, 6,50 euro pe noapte și cu bucătărie. Bucătărie, net, dialog. Dialogul e la putere. La fiecare cazară rupem internetul că e limitat. După începe să meargă încet, încet. La casa cu etaj. La prima vedere zici că e steagul României, dar e steagul budist. Ora 2, am văzut că s-a înnorat și am zis să ieșim repede la plajă. Și în drumul spre plajă a ieșit mare soare. De ne-a rupt în două. Am găsit un loc de mâncat, Cotu 500. Cu vegetables. Și ca lume, masa asta colorată, nu? Da, o masă de câteva culori și a aranjat o masă super ok. Cam asta e meniu. Cotu, fried rice. Un ceai negru 100. Cotu vegetables. I-am zis să nu facă pican. Să vedem. E ok? Mi-ai trebuit ceva? Niște soia. Nu prea știu. Ar mai merge la cotul ăsta o combinație să pună soia. Mirisa. Am fentat puțin soarele și am ieșit la plajă. Cred că e momentul perfect de mers. Și frunza de marihuana. Fumez un joint, pedeapsă pe viață. Aha.
Mirisa, nu sunt valuri în final. Plaja fără valuri. Bine, fără valuri mari. Pe trompa elefantului, Elephant Rock. Seamănă ca un elefant. De fapt este Parrot Rock, dar seamănă ca un elefant trompa și... Hai! Vreau să zic că e un... Papagal. Papagal. Wow, ce frumos se vede! Am găsit locul. Piscina naturală, uite aici, în față. E ora 3. E ora 3, te faci caracu. Să sperăm că mai intră soarele puțin. Să-i dăm o baie. Cineva și-a lăsat pantaloni aici. Și un loc de stat la umbră. Uite aici. Am așteptat să intre soarele și e momentul perfect să mergem să facem o baie. Între orele 12 și ora 3 e haos general. Mai ales cu soarele și căldura. Ara, piscina. Piscina naturală. Se observă diferența la o plajă turistică pentru că nu sunt foarte multe gunoaie. Nu ne-am mișcat destul de repede pentru că a ieșit soarele. Trebuie să mai așteptăm jumătate de oră, o oră. Asta dacă nu vrem să ne facem roșii caraci. Ce da? Nu mai apucat să intrăm în apă. Poate după, a? Poate. Uite, păi, am unduit ciciulete. Stau așa, da? Poate au găsanul, oată. Mamă, unde au rămas pe stâncă, sus. Au luat sunt ciciulete. Mamă. Hai, că se oprește. Este sară. Cât de bine a fost o ploaie, să ne răcorim puțin. Bine că a fost. După ploaie și tot arde soarele.
Să începem cu câte un coconat. Apusul din Mirisa. Coconatul e mai ieftin ca în candy. 150. Și un fresh 2,30 lei, ceva de gen. 50 de cenți, da. Eurocenți. Și un fresh 350, la fel mai ieftin ca în candy. Azi a fost cea mai slabă zi de mers pe jos, doar 4 km. Am stat ca lenii și la plajă. Gheață, chiar pe palese. Ia să-i vedem. Hai să vedem. Palese, palese. Sifu. Like Sifu? 2000. How is it called, this one? This one? This size? 2000? No, the fish, the name. Caracuda. Caracuda. Caracuda și 8 creveți, 2200. Cam asta este combinația de mâncat la plajă cu 7 euro, uțeie de tamai peștele sau 8 creveți. Pisica de mare și asta. Ah, da, pisica de mare, aude. No. Și ăștia mici. Rechinași. Rechinași. Pe alese. Toate speciile oceanului. Hai. Și aici alții. Nu te puște cât de mari sunt. Hello. Merită toți banii să mănânci la Sunset. 7 euro, 8 euro, 10 euro, ți-ai luat mai peștele. Proaspăt. Mai peștoiul. Au de puștești. Și au și o ofertă la cocktailuri. 1 plus 1 gratis și un cocktail 2300. Cât un pește. 7 euro cu gel. Wow, uite pe ăștia, ăștia sunt aia care... What is the name of this fish? It's in sweet lips. Sweet lips? Sweet lips, sweet lips. Fiecare terasă se etalează cu Prada. Pești, creveți. Caracatiță. Caracatiță, pisică de mare. Lobster. Și rechinași. Un bărcuță, ce tare ține aici. Ha,
Ca fumător nu ai nicio panică, găsești peste tot o brichetă atârnată la fiecare magazin afară.